Dacă săptămâna trecută vă vorbeam despre screeningul gratuit care se face în județul Olt pentru depistarea cancerului de colon, astăzi vă prezentăm un material privind simptomele, diagnosticarea și tratarea acestei boli grave. Doi tineri specialiști de la Spitalul Județean de Urgență Slatina ne vorbesc despre cancerul de colon, care, din păcate, afectează tot mai multe persoane. Această boală este diagnosticată de medicii specialiști din secția gastroenterologie a Spitalului din Slatina. Este o neoplazie frecventă în România. Este a treia neoplazie la femeie după cancerul mamar și cancerul de col uterin și a doua la bărbați după cancerul pulmonar. Cancerul colorectal precoce, de cele mai multe ori, ei sunt asimptomatici, iar în cancerele avansate pot apărea anumite semne și simptome legate de mărimea formațiunii tumorale, de invazia loco-regională sau de invazia tumorii la distanță, adică de metastaze. Pot apărea simptome ca simpla durere abdominală, alternanța tranzitului, diaree, constipație. Cancerul de colon apare, din păcate, și la persoane din ce în ce mai tinere, spune medicul specialist de la Spitalul Slatina. Este mult mai frecventă după vârsta de 50 de ani. Dar în ultimii ani au fost diagnosticați din ce în ce mai mulți tineri. Adică pot avea această problemă și persoane de 20, și persoane de 30, și persoane de 40 de ani. Factorii de risc la cancerul de colon, bineînțeles că sunt genetici. Persoanele care au un istoric familial de cancer colorectal au indicație de efectuarea unei investigații, colonoscopia, mult mai devreme. Adică dacă un pacient are părinții diagnosticați cu un cancer colorectal, de exemplu, la vârsta de 50 de ani, cu siguranță respectivului pacient îi se recomandă să facă colonoscopia mult mai devreme, de la 40 de ani. De asemenea, fumatul, consumul de alcool și cel de carne roșie ar putea duce la cancerul de colon. Medicul Mihaela Văduva spune că, din păcate, numărul îmbolnăvirilor este în creștere, iar o problemă mare este și prezentarea tardivă la spital. Cancerul de colon este unul dintre cancerele cu o rată bună de supraviețuire, dar repede depinde foarte mult de stadiul în care este diagnosticată, de prezența sau absența metastazelor. Ar trebui ca toate persoanele, așa este recomandat, ca toate persoanele peste 45-50 de ani să-și facă o colonoscopie pentru screening, chiar dacă nu au simptome. După diagnosticare, pacientul cu această formă de cancer ajunge la secția oncologie a Spitalului Slatina pentru tratament și îngrijiri de specialitate. E o patologie destul de des întâlnită la nivel mondial și statisticile mondiale reflectă și situația din teren, chiar și la nivel de județ. Cancerul de colon ocupă locul 3 în ceea ce privește incidența. Și, da, cum v-am spus, deci 10 pacienți per lună raportat la fiecare medic oncolog în parte. Și la oncologie aceeași problemă. Mulți dintre pacienți ajung aici când este deja prea târziu. Specialistul Mihai Popa spune că ar fi ideal pentru orice medic dacă pacienții ar ajunge din timp la spital. Am vrea ca pacienții să ajungă în stadii incipiente, având în vedere că la nivel național nu avem un program de screening sistematizat care să diagnosticheze pacienții în stadii incipiente, stadii în care doar intervenția chirurgicală poate fi suficientă fără niciun analgez terapeutic, oncologic. Din păcate, la noi, da, mai sunt și cazuri de forme de cancer de colon în stadii incipiente, dar avem și destui pacienți, poate chiar jumătate, poate chiar mai bine de jumătate, care ajung în stadii avansate. Și pe o secție și pe cealaltă, pacienții sunt investigați și tratați aici în bune condiții. Spitalul Județean de Urgență Slatina dispune de aparatură și tratamentul necesar pentru ca bolnavii să nu fie trimiși la alte unități medicale din țară. Eu am făcut rezidențiatul la Institutul Oncologic Cluj-Napoca și îmi făcusem o părere, să zicem, preconcepută că în spitalele de provincie posibilitățile terapeutice nu sunt chiar așa de vaste ca în marile centre universitare. Ei bine, m-am înșelat, pentru că și la nivel de Spitalul Județean Slatina avem posibilități terapeutice, bineînțeles, prin colaborare cu colegii noștri de la Casa de Asigurări, de la firmele de medicamente, să tratăm pacienții la cele mai înalte standarde, să urmăm protocoalele care se pot aplica chiar și în institutele de excelență din țară.
Așadar, sănătatea este cea mai importantă, spun medicii. Simptomele nu trebuie ignorate, iar cel puțin o dată pe an este recomandat să facem analize medicale. Un regim de viață cât mai sănătos ne poate ajuta să ținem boala la distanță.